Bubiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bubiță și Buburuză, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bubiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Vrăjitoarele. Într-o zi de vară, Bobiță, Buburuză și prietenii lor discutau despre vrăjitoare. Voi credeți că există vrăjitoare? Întrebă Baltazar, băiatul albină. Și că zboară pe cozi de mătură noaptea? Păi nu știu, mormăi Bobiță. Peste puțin timp, Bobiță și Buburuză au pornit spre casă. Ce-ar fi dacă am venit noaptea aici? Poate am vedea vrăjitoarele? A propus fetița mămăruță. Într-un coș și-au pus mâncare și de băut și-au pornit din nou către câmpie. Au privit cerul îndelung, dar nu s-a întâmplat nimic. Vino, Buburuză, să mergem acasă. Cred că nici nu există vrăjitoare. Buburuză se opri dintr-o dată. Bobiță, am auzit un sunet ciudat de după copacul acela. Buburuză, se mișcă crengile copacului. S-au îmbrățișat îngroziți. Deodată o vrăjitoare a zburat de după copac. Bobiță și Buburuză au strigat în gura mare de teamă. Apoi a apărut o altă vrăjitoare pe cer. Fugi, Bobiță, să ne salvăm! Și fugeau cât îi țineau picioarele. S-au ascuns repede după o tufă. Oh, Buburuză, ce păcat că nu sunt prietenii cu noi! Cele două vrăjitoare au coborât pe pământ, s-au dezbrăcat de pelerinele și pălăriile negre și au început să strige cu veselie. Ba da, prietenii voștri sunt aici! Noi suntem Fâlgușor și Baltazar! Buburuză s-a supărat foc. Voi ați fost vrăjitoarele! A fost urât din partea voastră că ne-ați speriat așa! Noi am vrut doar să vă facem o farsă, i-a explicat Baltazar. Bobiță era și el îmbufnat. A fost o glumă nesărată, veți regreta voi. Cei doi au pornit supărați spre casă. Trebuie să inventăm ceva, Bobiță, ca să le-o plătim. Ce-ar fi dacă și noi am speria? Asta e, strigă Buburuză, am o idee fantastică. Fulgușor și Baltazar au rămas pe câmp. Ce să facem acum? Se sfătuiau între ei. Poate că, de fapt, n-a fost o idee atât de bună. În acest timp, Bobiță și Buburuză au fugit la casa mămăruței și s-au îmbrăcat în costume de drăgușori. Și-au luat haine negre, șepci negre și din hârtie roșie și-au lipit coarne pe cap. Grăbește-te, Buburuză, zise Bobiță nerăbdător. Îi văd venind! Amândoi s-au ascuns după o tufă și au așteptat ca Fulgușor și Baltazar să ajungă. În clipa aceea au sărit de după tufă, speriindu-și tare prietenii. Ajutor! Ajutor! Au strigat fetița Fluture și albinuța. Vedeți ce rău e când ești speriat? Spuse băiatul Melc, în timp ce își lua furios șapca de pe cap. Tu ești Bobiță? Întrebă mirat Baltazar. Ați făcut ceva foarte urât. Ceva urât? Dar gluma cu vrăjitoarele a fost și mai îngrozitoare, strigă Bobiță. Ba nu, gluma cu drăgușorii a fost mai urâtă. Ajunge, le zise Buburuză. Încetați cearta, să ne împăcăm. Vă promitem că nu vom mai face așa ceva, dar și voi să ne promiteți că nu ne veți mai speria. În regulă, au spus ceilalți. Nu vreți să încercați șapca cu drăgușor? Întrebă Buburuză. Ba da, și voi puteți îmbrăca pălăriile de vrăjitoare. Mai mult, dacă vreți, vă puteți așeza pe măturile noastre. Ia te uită, strigă Bobiță. E foarte bine, zburăm ca și vrăjitoarele. Așa e, adăugă Baltazar. Zburăm ca vrăjitoarele adevărate.
Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Alunele pierdute. Salut, Bobița! Grăbește-te să mergem la Reghiu să ne luăm rămas bun de la el înainte de a începe somnul de iarnă, a zis Buburuza, fetița mămăruță. Bobița și-a pus căciula, fularul și mănușile, apoi cei doi prieteni au pornit spre scorbura veveriței Reghiu. Veverița stătea pe o creangă. Vrem să ne luăm rămas bun înainte de a te retrage în scorbură pentru iarnă, a strigat Buburuza. Veniți să bem un sirop de adio și să ronțăim câteva alune, își invită Reghiu prietenii. Vă arăt câte delicate s-am adunat pentru iarnă. Cămara e plină. Dar vai, cămara e complet goală. Ajutor, unde au dispărut alunele, nucile? Unde sunt conurile, ghindele și stafidele? Priviți, cred că pe aici au dispărut alunele, a arătat Bobiță spre o gaură din colțul cămăruței. Cineva a ros trunchiul copacului, a strigat Buburuza. Eu știu cine a fost, a adăugat băiatul Melc. Nu te teme, Reghiu, îi vom căuta chiar acum pe răufăcători și vom găsi alunele pierdute. Și nucile, conurile și ghindele, se văita veverița mai departe. Cei doi prieteni au și pornit spre livadă. Dinspre livadă se auzeau râsete. Poftim, ei sunt răi toată ziua, fac numai șotii, bodogăni Buburuza. Chiar și acum se gândesc la o răutate, aprobă Bobiță. Cineva a aros o gaură în trunchiul copacului lui Reghiu, acolo unde este cămara de alimente. Toate alunele adunate s-au rostogolit prin gaură. Nu voi ați fost, a întrebat Bobiță. Vai, n-am vrut să facem rău, noi doar am ros, n-am știut că acolo este cămara cu alimente, se scuză parazitul mezin al lemnului. Vă putem ajuta cumva? Veniți, trebuie să găsim alunele pierdute. N-avem mult timp, în curând va ninge și atunci nu vom mai găsi delicatesele pierdute. Să ne grăbim! S-a uitat cu atenție la trunchiul copacului. De aici s-au rostogolit alunele, au alunecat pe deal în jos, a explicat Bobiță. La poalele dealului, amicii au găsit delicatesele. Ce bine! Se bucură veverița. Acum mă rog să aduceți fiecare bucată înapoi în scorbura mea. Eu vă ajut cu o scândură, le-a spus Reghiu micilor rozătoare și s-a apucat de treabă. Alunele, nucile, ghindele au fost cărate pe rând către scorbură. Au ajutat și Bobiță și Buburuză, dar degeaba s-au grăbit. A sosit seara și un morman mare se mai afla jos la poalele dealului. Nu vom termina niciodată, a oftat una dintre micile rozătoare. Ne-ar prinde bine puțin ajutor, a adăugat cealaltă. Bobița a sărit în sus și fără un cuvânt a luat-o la fugă. Când s-a întors avea cu el trompeta. A suflat în trompeta atât de tare încât l-au auzit toți locuitorii pădurii. În curând, locuitorii pădurii s-au adunat cu mic cu mare. Bobiță s-a urcat pe un bolovan și le-a povestit ce s-a întâmplat cu alunele adunate de veverița Reghiu. S-au rostogolit! Trebuie să le ducem înapoi în scorbură. Dacă muncim cu toții, până diseară vom fi gata. Start! A strigat Bobiță și a ridicat o alună din morman. A aruncat-o spre Buburuză, ea spre rozătoare, ele către albinuță, albinuța către libelulă și așa mai departe, din mână în mână. Când a ajuns luna pe cer, fiecare alună, ghindă, nucă și castană de la poalele dealului au ajuns înapoi în cămara de alimente a veveriței Reghiu. Veverița a pus la loc și ultima castană. Mulțumesc, cămara de alimente este iarăși plină. Ce bine că am atâția prieteni. În curând va ninge, a sosit timpul să mă întorc în scorbură pentru iarnă. Ne întâlnim la primăvară, a spus veverița. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. La cules de afine. Într-o zi de toamnă, Bobiță și Buburuza au pornit la cules de afine în pădure. A venit cu ei Fulgușor, fetița Fluture, și Dima, băiatul gândac al cartofului. Eu voi culege cele mai multe afine,
A strigat entuziasmat Dima. Priviți, tufa aceea e plină de afine, a spus băiatul Melk. Le culeg eu. Dar Dima i-a luat-o înainte, a sărit repede și a cules cele mai frumoase fructe. Vai, și această tufă e plină de afine? S-a entuziasmat Buburuză, dar gândacul cartofului a fost din nou mai rapid. Până a ajuns Buburuză, el a cules cele mai frumoase afine. Dima, așa ceva nu se poate, nu mai culege toate afinele tu, a spus supărată Buburuză. Deodată le-a apărut în cale un pârâiaș. Trebuie să construim un pod, a spus Fulgușor. Eu știu cum să facem, veniți să aducem acel trunchi de copac. Toți au pus mâna și împreună au cărat trunchiul greu. Prietenii au construit un pod rezistent din trunchiul de copac. Suntem gata, a suspinat Fulgușor. Priviți, acolo este un afin plin cu boabe albastre. Atât i-a trebuit lui Dima. Eu ajung primul, ale mele vor fi afinele. A împins-o pe fetița fluture și picioarele lui Fulgușor au alunecat, iar ea a căzut drept în apă. Ajutor! Vai, Fulgușor, prinde-mă de mână! A strigat speriată Buburuză. Dar Fulgușor era dusă de apă și nu reușea să se prindă de mâna Buburuzei. Bobiță a adus o creangă lungă. Prinde creanga, Fulgușor! A strigat el, dar nici această încercare nu le-a reușit. Apa o ducea mult prea repede pe Fulgușor. Dima, ajută-ne! Trebuie să o scoatem pe Fulgușor din apă! A strigat Buburuză și, prinzând-o pe Fulgușor, a tras-o din apă. Vai, mi-e frig, mi-e frig! Mi-am udat și aripioarele! Tremura Fulgușor. Îți dau hăinuța mea, eu sunt vinovat pentru tot. Nu fi supărată, Fulgușor, a spus Dima. Ești drăguț, i-a spus Buburuză lui Dima. Dar ai să răcești fără hăinuță. Mai bine să culegem niște frunze mari cu care să o acoperim. Bobiță, Buburuză și Dima au acoperit-o pe Fulgușor cu frunze mari de lobodă. Dar fetița fluture tot mai tremura. Tot mi-e frig, mi-e foarte frig. Aripioarele mele, uitați-vă, nu le mai pot mișca. S-au udat, sunt distruse. A plâns îndurerată. Soarelui s-a făcut milă de fluturașul care plângea. A coborât și a mângâiat ușor cu razele lui aripioarele lui Fulgușor. Aripioarele de fluture s-au uscat repede și au devenit ca noi, exact cum erau. Ura! Aripioarele s-au uscat și rochița! Nu mai este frig! Mulțumesc, soare drag! A spus fericită Fulgușor. Nu fi supărată, Fulgușor, a spus Dima. Altădată n-am să mai culeg toate afinele. Îți dau ție tot ce-am cules eu. Mulțumesc, Dima, dar afinele trebuie să fie ale tuturor, a spus zâmbind Fulgușor. Să mergem la mine acasă și să facem o prăjitură. În curând au ajuns la Fulgușor și s-au apucat de treabă. Au spălat afinele și le-au curățat de frunze. Lucra lingura de lemn, lucrau și ei și un miros plăcut a umplut bucătăria. Prăjitura cu afine a fost gata imediat. La ospăț au venit Vendel, băiatul Rădașcă, Baltazar, băiatul Albină și Gombi, gândacul Florilor. S-au așezat cu toții în jurul mesei, au mâncat și au discutat. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Turnul lui Biluță. Într-o zi de vară, Biluță, gâza florilor, își scoase cuburile colorate de construit din dulap. Voi construi un turn înalt din cuburi, zise, și porni cu cutia spre dealul din apropiere. Sub stejarul cel mare răsturnă cuburile din cutie și se apucă de lucru. Turnul se făcea tot mai mare, iar Biluța ajungea greu mai sus. El se ridică pe vârfuri, dar făcu o mișcare greșită și turnul se prăbuși. Oh, nu!
strigă Biluță. Acum trebuie să iau totul de la capăt, se văită el. Se apucă din nou de construit. Punea iar cuburile colorate, atent și cu grijă unul peste celălalt. Turnul creștea și se făcea din nou din ce în ce mai mare. Dar vai, deodată oghinda a căzut din copac, dărâmând turnul gâzei de flori. Vai, turnul meu, iar s-a dărâmat, stejarul e de vină, constată cu furie. A început să reconstruiască turnul, dar nu sub stejar. Punea cuburile colorate unul peste celălalt cu tot mai puțină răbdare. Când au apărut Bobiță, băiatul Melc, Buburuză, fetița Mămăruță și Vendel, băiatul Rădașcă. Vai, ce turn frumos ai, Biluță, au spus ei. Da, e frumos, dar lipsește doar vârful roșu și apoi e gata. Atunci se porni vântul și o adiere puternică doborât turnul suplu. Biluță s-a făcut foc și pară. Nu, nu pot să cred! Nu mai încep din nou! Nu vreau să mai construiesc niciun turn! Mă duc acasă! Ceilalți fugeau după el, consolându-l. Așteaptă, Biluță, te vom ajuta noi! Hai să construim turnul împreună! Nu, nu mai vreau! Din atât de puține cuburi nici nu se mai poate construi un turn cu adevărat mare! A strigat Biluță supărat și a trântit ușa. Cum am putea să-l ajutăm pe Biluță? Se întrebă Buburuză. Trebuie să-l consolăm, a spus Bobiță. Știu eu, zise Vendel. Și eu am cuburi de construit. Le aduc și vom avea mai multe. Vom putea construi împreună un turn cu adevărat mare, cum și-a dorit Biluță. Bună idee! Și eu am o cutie cu cuburi de construit. Le aduc imediat. Și eu le aduc pe ale mele. Vom construi un turn uriaș. Bobiță trăgea cuburile după el într-o basculantă. Buburuză le împingea într-o roabă, iar Vendel le căra într-un coș mare. Bună, Biluță! Privește, ne-am adus cuburile. Nu vrei să construim un turn uriaș împreună? Îl întrebă amabilă Buburuză. L-am construit în căsuța ta, să nu cumva să-l răstoarne vântul din nou, adăugă Bobiță. Vai, câte cuburi ați adus! Ce turn mare vom face din ele! Veniți înăuntru, strigă mica gâza florilor. Cum urmează ultima bucată, vârful cel roșu. Pe acesta să-l pui tu, Biluță, i-a propus Vendel. Ura! E gata! Au strigat cu toții în cor. Când s-a lăsat întunericul, Bobiță, Buburuză și Vendel și-au luat rămas bun de la Biluță. Mica gâza florilor s-a strecurat fericită în pat și și-a admirat turnul enorm până l-a furat somnul. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Prietenia. Într-o caldă zi de vară, Buburuză, fetița Mămăruță, privea fericită pe geam. Am să iau micul dejun, își zise ea, apoi plec la plimbare pe câmpiile înmiresmate. La plimbare și-a dus și roaba cu ea. Poate găsesc ceva interesant ca să aduc în roabă acasă, se gândea ea. Ia te uită, a strigat ea deodată. O cireașă minunată! E o avere! Voi avea o masă de prânz bogată! Apoi a încercat să pună cireașa în roabă, dar era prea grea. Buburuză se chinuia degeaba, nu reușea să o ridice. Tocmai pe acolo trecea Bobiță, băiețelul Melc.
De ce ești tristă, mămăruță mică? O întrebă pe Buburuză. Sunt tristă pentru că nu reușesc să pun cireașa în roabă, a răspuns Buburuză. Nu fi tristă, te ajut eu, a zis Bobiță plin de entuziasm. Și într-adevăr, împreună au pus mai ușor cireașa în roabă. Buburuză porni de îndată către casă. Bobiță privi întristat după ea. Nu crezi că mi se cuvine și mie o parte din cireașă? Lovi pământul cu piciorul Melcul înfuriat. Doar te-am ajutat și eu. Cireașa am găsit-o eu, strigă Buburuză. Nu ți-o dau, ea mea. Melcul se alarmă. Cei doi au început să tragă de cireașă. Nu ți-o dau, ea mea, se înfurie Buburuză. Și mie mi se cuvine o parte, se supără Bobiță. Au tras încoace și încolo de cireașă până ea s-a rupt în două. Bobiță și Buburuză au căzut la pământ spre marea lor surpriză. Din cireașă a ieșit un vierme nervos. Ce-ați făcut cu cireașa mea? S-a revoltat el. Cireașa asta este casa mea. Nu trebuie să vă speriați așa. Vă arăt cu plăcere unde am găsit cireașa. Acolo veți găsi merinde din belșug, iar eu pot să-mi aleg o casă nouă. Buburuză ajută viermele să urce în roabă și împreună au pornit să caute cireșul. L-au găsit repede. Pământul era acoperit de cireșe dulci și înmiresmate care căzuseră de pe copac. Bobiță și Buburuză au sărit în sus de fericire. Viermele a adormit într-o clipă, iar Bobiță și Buburuză s-au înfruptat îndelung din fructele delicioase. Era târziu deja când au pornit spre casă. Duceau două cireșe în roaba lor. Una pentru Bobiță și una pentru Buburuză. Au ajuns la casa lui Bobiță la sfințitul soarelui. Au dat jos din roabă o cireașă, apoi și-au luat rămas bun. Bobiță i-a făcut cu mâna mult timp lui Buburuză din geamul casei mici. Bobiță a adormit repede după aventurile zilei. În vis, sărea din nou cu Buburuză printre cireșe și mâncau pe îndelete, până s-au săturat. În scurt timp și Buburuză a ajuns acasă. Începând din acea zi, Bobiță și Buburuză au devenit prieteni buni și nedespărțiți. Bobiță i-a făcut cu mâna mult timp lui Buburuză din geamul casei mici. Bobiță a adormit repede după aventurile zilei. În vis, sărea din nou cu Buburuză printre cireșe și mâncau pe îndelete, până s-au săturat. În scurt timp și Buburuză a ajuns acasă. Începând din acea zi, Bobiță și Buburuză au devenit prieteni buni și nedespărțiți.